Au trecut vremurile în care vorbeam despre copiii americani ca despre cei mai numeroși obezi. România ocupa astăzi un loc rușinos la capitolul copii supraponderali. Aceasta este afirmația făcută la Dareghin TV de către nutriționista Liana Conțiu. Aceasta a arătat că problemele de greutate atrag după sine probleme de sănătate și chiar de adaptare în societate. Pentru a le preveni, un rol important revine familiei, care oferă cel mai bun exemplu copilului. Unul dintre factori e genetica. Dacă mama sau tata e obez, e mic, e înalt, copilul va semăna în 40-50% din cazuri. Dar e vorba și de educația care îi oferă. Clar, un părinte obez mănâncă prost, mănâncă mult, mănâncă la ore nepotrivite, mănâncă alimente nepotrivite, la fel mănâncă și copilul. Nu poți să-i spui unui copil nu bea cola când eu beau cola. Nu poți să faci chestia asta. Asta e exemplul pe care îl oferi. Mai ales că la vârste mici, părinții sunt pentru copii niște exemple, niște idoli, nu? Da. Și atunci asta vei crea. De asta trebuie să fii foarte atent ce educație îi dai, ce îi arăți să facă acasă. Medicii apreciază interesul pentru alimentație sănătoasă pe care îl prezintă majoritatea mamelor încă din perioada de sarcină și primele luni de viață ale micuțului, dar, din păcate, de multe ori interesul dispare în anii de școală ai copilului. În primii ani de viață ai copilului, părinții sunt foarte, foarte atenți. Acum a venit moda asta bio și pe care o și încurajez. Da. E foarte important să știi ce îi dai copilului sau ce mănânci tu. Ești foarte interesat de ce mănâncă. Fiecare aliment pe care îl dau e atent, cercetat și e atent. Și după aceea interesul dispare. Pleacă, nu știu, îi se dau copilului bani de buzunar să-și cumpere ce vrea, mănâncă ce găsește în casă. Noi nu mai suntem interesați de ce. Asta e doar în primii 2 ani de viață, după aia dispare, după aia e lăsat cu bunica, cu bona, mănâncă pe unde apucă, și ceea ce nu e foarte normal. Sunt anumite reguli de bază în tratarea obezității infantile, iar una dintre cele mai importante este că cei mici nu au voie să țină cură de slăbire. Dar pentru a nu se ajunge la probleme de sănătate, nutriționiștii consideră că moderația este cheia unei alimentații corecte.